Mine este regizorul Alexandru Maftei, regizorul filmului Domnișoara Cristina și Ioana Anastasie Anton, una dintre actrițele care a jucat în acest film și a făcut un rol foarte interesant, din câte am reușit eu să aflu, pentru că încă nu am văzut filmul, se va întâmpla în curând. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Vreau să încep felicitându-vă. Aplaud acest proiect, eu nu știu să fi făcut un film de această factură după Revoluție, așadar vă aplaud pentru că sunteți niște curajoși. Cum ați ajuns la acest proiect? Acest proiect mi-a fost propus de producătorul filmului, Gabi Antal, care își dorea foarte mult să facă un film comercial pornind de la novela lui Eliade. Și lui trebuie să-i mulțumesc, în primul rând, că mi-a dat acest film pe mână. Am acceptat propunerea asta pentru că este un film fantastic, care cumva presupunea o abordare vizuală diferită. Este un film de epocă, se întâmplă în România interbelică. Deci vom vedea decoruri interbelice, vom vedea niște actori foarte, foarte talentați. Ioana este aici alături de noi. Ioana, care este rolul tău? Eu joc personajul Sunday. Care este un personaj... În filmul ăsta sunt personaje negative și pozitive? Eu nu le-aș încadra ca fiind negative și pozitive. Eu de asta te-am întrebat pe tine, pentru că și mie îmi vine greu. Nu cred că sunt, nu. Nu. Cred că toate personajele au câte ceva orecum au și ceva malefic, așa exact. Era, și pe de altă parte au și dreptatea lor. Și cred că asta e un lucru interesant. S-a creat intriga. Ați înțeles? Deja v-am făcut curios, sunt sigură. Ne povestesc câte ceva despre care este de fapt povestea filmului pentru cei care nu au citit cartea. Cât de tare se îndepărtează, cât de tare se apropie de ce a scris Eliade, dar ce este în plus sau ce este diferit? Am încercat să ne ținem foarte aproape de novela lui Eliade, pentru că este una din novelele foarte cinematografice ale lui, drept care am modificat doar puțin începutul și finalul, dar în spiritul novelei, adică n-am creat lucruri noi, ci am încercat să înțelegem ce a scris Eliade, am încercat să pătrundem în lumea pe care el încearcă să o creioneze acolo, cu mister foarte mult, cu mult erotism și cu secvențe fantastice. Ioana, care a fost cel mai greu lucru pe care l-ai făcut la filmări? Ceva ți s-a părut destul de complicat? O provocare față de alte roluri? Păi, în primul rând, aș putea spune că a fost întâlnirea cu acest scenariu. Pentru că nu e foarte simplu să intri în acest gen de text, de dramaturgie, ca să spun. O să vedeți, filmul te obligă la un anumit fel de a vorbi, de a te comporta, pur și simplu de a exista. Și are niște situații foarte strani și în același timp cu care ai putea să te raportezi tu acum în ziua de astăzi. Adică, cel puțin personajul meu trăiește o poveste de iubire, aș putea spune, ciudată, dar în același timp cu care eu am rezonat foarte mult. Foarte interesant. Foarte interesant să ajungem să ne regăsim în povestea asta. Credeți că se va întâmpla asta, nu? Cu cei care vor privi filmul. E o poveste de dragoste până la urmă. Cred că toată lumea se poate regăsi în ea. De ce e foarte greu să ajungi la aceste proiecte în România? Nu putem să spunem că românilor nu le place misterul și nu le place genul ăsta de povești, pentru că în orice cătun din țara asta circulă o poveste. Nu există. De ce nu am văzut astfel de filme până acum? Cred că, în primul rând, e vorba despre o superproducție. Veți vedea o superproducție, sigur, românească, păstrând proporțiile. Un film de epocă este foarte greu de făcut, necesită mulți bani, a durat câțiva ani de zile ca filmul să fie finanțat și câțiva ani de zile să-l terminăm, aproape 2 ani jumătate. Eu abia aștept să văd filmul. Asta se va întâmpla astă seară. Publicul îl poate vedea de pe 1 noiembrie încolo. Mergeți la cinematografe, merită măcar ca și experiență. Vă doresc din suflet succes cu proiectul acesta, foarte apropiat de celor care iubesc filmul, de sufletele celor care iubesc filmul românesc. Mulțumesc. Vă mulțumesc încă o dată.